Numele meu este Alexandru Stâncescu, sunt Data Analyst BT Provider și Tableau Certified Associate. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți sumariza o selecție într-un tabel, astfel încât să vedeți și sumarul acelei selecții, cât și membrii acelei selecții. Dacă vreți, de exemplu, sumarizarea unei cohorte. Ok. Să începem prin a face un scatter plot, dar înainte de acel scatter plot vreau să fac un calculated field, care va fi profit ratio și va fi un sum de profit de împărțit la sum de sales. Ok. Să-l aducem pe profit ratio la rows și pe discount la coloane. Dacă aici aveți sum de discount în loc de average, vă rog să dați right click, measure și average. Și să aducem clienții, customer name la detail. Aceștia sunt toți clienții noștri în funcție de profit ratio și de discount. Le-am face asta să fie pe interview. Acum, aș mai adăuga vânzările la size, astfel că să obțin o mărime. Aș modifica un pic size-ul, aș face aici cerc și culoarea să fie cu opacitate. 65. Ok, și am obținut scatter plot-ul nostru. Acum vreau, în baza unei selecții, da, să văd că am selectat pe aceștia și pe aceștia nu. Așa că o să facem un set. Navigăm la Customer Name, Create, Set. O să numim setul Cohort. Selectăm pe câțiva oameni. Și putem aduce setul la culoare. Și selecția mea este în albastru, cea în afara selecției mele este cu gri. Și am construit scatter plot-ul. Putem face acum un outsheet în care să creăm tabelul. Vom trage cohort de la sets pe rows, apoi customer name pe rows. Aici vedeți in și out. Și acum începem să aducem. Double click pe profit ratio, double click pe profit, sales, quantity, discount. Și acum ne-l ordonăm cum dorim noi. Profit ratio ar trebui să-l facem și percentage. Ok. Și am obținut tabelul nostru. Acum, ce vreau este să văd și un sumarizare a selecției mele in și a out. O să mă duc la Analytics, la Totals și o să trag un subtotal. Aș obțin sumarizarea jos ca total. Navigând în Analysis, putem să zicem la Totals, Column Totals to Top. Adică să fie sus primul total. Și acum vreau aici să nu scrie total, să scrie cohortă. Și atunci o să ascund acest inout cohort cu right click show header și o să dau right click pe total, format, iar aici în loc de total o să scriu cohort. Pot să măresc și fontul. Da? Și acum pot naviga și la acest shading și să fac shading-ul la primul nivel, adică la cohort, astfel încât cu alb e cohorta, cu gri e ce în afara cohort. Bun, și putem numi pe acesta table. Și acum facem un dashboard în care putem să-l punem pe automatic, să ne facem cele două sheet-uri, scatter plot-ul și tabelul. De legendă putem scăpa. Aici ar fi tweet. Le dăm un sizing. Ok. Și acum, când fac o selecție aici, vreau să văd selecția în tabel și sumarizarea. Așa că o să mă duc pe dashboard, actions, Add action, change set values, acționarea loc din scatterplot, pe cohort. Și eu zice în keep. Așa, asta e sumarizarea selecției mele și tot ce e rămas în afară. Așa, obținem sumarizarea într-un tabel pentru cei care iubesc să vadă datele într-un tabel. Mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, nu stați să ne scrieți.